Carnea preparată la grătar reprezintă una dintre cele mai des întâlnite moduri de a găti, dar și comode totodată. Mai mulți nutriționiști susțin însă că nu ar fi deloc sănătoasă carnea pregătită astfel, întrucât ar cauza cancer. În opinia oamenilor, grătarul este cea mai sănătoasă metodă de preparare a cărnii. Din păcate, pentru papilele noastre gustative, nutriționiștii nu sunt de aceeași părere. Chiar susțin că această modalitate de gătire este foarte toxică și poate dezvolta multe substanțe cancerigene. Potrivit nutriționiștilor, trebuie să manifestăm ponderații și să fim atenți la modalitatea de preparare a cărnii pe grătar. Cel mai important aspect este să nu ardem carnea. Specialiștii de la Colegiul Medicilor Vancouver din Canada au susținut prin declarații oficiale date presei că una dintre cele mai frecvente cauze de cancer o reprezintă consumul de carne roșie sau pește, ori carne grasă de porc acoperită cu sare, condimente și ulei și gătită pe grătar cu fum. Cu toate acestea, gătitul la aur și la grătar au fost dovedite ca fiind cele mai indicate metode de preparare a cărnii, iar cel din urmă păstrează cel mai bine savoarea alimentelor, însă carnea friptă poate fi la fel de nocivă pentru sănătate, precum cea prăjită, atunci când se utilizează grătarul nepotrivit sau tehnica incorrectă. Explicația constă în modul în care este preparată carnea, astfel cea mai nocivă este cea preparată direct pe sursa de foc, deoarece prin combustie se generează substanțe foarte toxice. Cauza acestei nocivități o constituie grăsimea topită, care se scurge pe cărbun sau lemne și se transformă în hidrocarburi, care au efecte grave asupra corpului. Carnea arsă este și ea o altă cauză a apariției bolilor grave. Există însă și anumite tipuri de grătare care nu pun sănătatea în pericol, precum cele cu infraroșu, folosite de obicei în șaormerii, rotisorul sau grătarele cu rezistențe. De asemenea, bune pentru sănătate sunt și grătarele de aragaz sau cele care au o sursă laterală, cum sunt cele folosite pentru prepararea kebabului. Grătarul de aragaz are un orificiu în mijloc, astfel încât focul să nu ajungă direct la carnea care urmează să fie preparată termic. Totodată, recomandate sunt și grătarele de fontă și din material ceramic, care sunt folosite tot pe aragaz.